Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit pe municipalul din Botoșani. Ne pregătim pentru unul dintre meciurile atractive în această ultima etapă din sezonul regular. FC Botoșani gazdă cu Farul Constanța, campioana în exercițiu. Farul Constanța, echipă care, evident, prin lotul pe care îl are, pornește favorită. A, balon care, iată, ajunge la Luis Munteanu. Foarte bună această fază și este primul șut pe spațiul porții. N-a vrut rău, Deaconu. Aceasta este faza care a adus primul șut pe spațiul porții aici, la Botoșani. Cu tot efortul capitanului Miron, Botoșaniul, echipă incomodă acasă. Chiar periculoasă, iată aici, ce șansă de gol pentru FC Botoșani. Este primul moment de ezitare pe care formația lui Hagi îl are în blocul defensiv. Încearcă să reia pe spate, o face, o minge la care de neînțeles și-a vrut să facă Mihai Popescu. Și mai departe, Enzo Lopez încearcă să-l țintuiască, cum se spune, pe Alexandru Buzbuchi și să marcheze pentru 1-0. În continuare 0-0, cu Botoșaniul încercând să destabilizeze apărarea Farului, încercând să marcheze. Ia să vedem aici, atenție, ce ocazie! Ce probleme din nou pentru campioana României! Vână trimite cum nu se poate mai rău din deviere. Din deviere Enzo Lopez în 2 metri. Însă Rivaldinho îl isterizează pe Gheorghe Hagi prin ușurința cu care pierde acel balon. Da, foarte bună această pasă, Luis Munteanu, șansă mare de gol pentru Farul. Incredibil, Luis Munteanu 1-1 cu Răzvan Ducan. Îl ia la țintă pe golkeeperul Botoșaniului. Cea mai mare ocazie de gol. Consternat. Nici vorbă de offside. Ce pasă trimite Narecă Grigorian. Formidabil. Rist exterior al piciorului stâng, Luis Munteanu. Atât de previzibil. Repunerea de la margine. Din prima, pe poartă! Senzațională execuția. Minutul 33, primul șut pe spațiul porții. Prof. Iată faza care a dus primul șut pe spațiul porții. Superbă devierea, superbă acel călcâi al lui Caprof și Dican, am impresia, cu execuția. Rist exterior, excelent, vine pe ofensivă în aceste ultime secunde. Dar ne mai așteaptă 45 de minute, extrem de tensionate, interesante aici la Botoșani. Ce execuție deloc rea, încercată de armeanul Narecă Grigorian. Narecă Grigorian atacă zona centrală și finalizează acțiunea pe această recuperare. Peste 20 de metri. Lovitură de la colțul terenului. Mult efect imprimat balonului. Șansă de gol! Irosită de Farul. Balon care intră în plasa porții celor de la Botoșani. Este gol! Dar, iată, echipa lui Bogdan Andone reacționează. Băieții lui Bogdan Andone susțin că balonul a depășit cu întreaga circumferință. Ia să vedem, lovitură de la colțul terenului, Grigorian, Kevin Boli și cred că balonul a depășit cu întreaga circumferință suprafața de joc. Da, reluarea lui Rivaldinho, aceasta nu este cea mai bună reluare. Acesta este momentul și încă o dată, pe acest cadru, impresia este că balonul depășește cu întreaga circumferință suprafața de joc. Și acest cadru este unul bun, dar primul, cel de mai devreme, este mai elocvent. Acesta în niciun caz. Aici mai degrabă balonul ciupește, cu ghilimelele de rigoare. Este repunere din 6 metri pentru FC Botoșani. Multă nervozitate.
Dar în fața lui Țigănașu nu atacă decisiv, aici este intervenție. Însă Olia Mladinović lasă avantaj pe atacul trupei gazdă. Gabriel David foarte bine urmărește Ioan Filip, din nou Țigănașu. Lipsă de dialog între Damien Dussault, iată, și Alexandru Buzbuchi. Serios pe umerii campioanei României la Botoșani. Faza de mai devreme nu a fost Damien Dussault, a fost Gustavo Marins și lipsa de dialog cu Buzbuchi. Spectaculoasă preluarea, spectaculoasă reluarea, ineficientă până la urmă. Popescu, ușor păcălit de Gabriel David și vine această reluare a lui Florescu, spectaculoasă, dar imprecisă. S-o împingă pe FC Botoșan măcar în zona centrală. Echipa lui Bogdan Andone, cu resursele pe care le are, cu această strategie, impresia este, atenție aici cu latul, impresia este că Botoșaniul poate ataca încă 90 de minute și nu va marca. Ioan Filip a încercat din prima cu latul să trimită. Revedem, Florescu nu trimite prea convingător, parcă mult mai bună a doua centrare. David Chichi respinge și din afara careului a încercat cu latul piciorului stâng. Dican, aici este intervenția asistentului, atenție, este al doilea galben și roșu, va pleca la vestiare. Va pleca la vestiare Nare Grigorian, minutul 76. Wow! Campioanei României aici la Botoșani, iată, intervenție din spate. Baloane aruncate total la întâmplare din flancuri. Oh, ce greșeală! Atenție! Formidabilă șansă de gol, imensă, care aparține lui Enzo Lopez în această seară. Fază a care Kevin Boli ratează acel balon, ca proful servește perfect pe Enzo Lopez. Dragomir, prima acțiune, prima atingere de balon, Dragomir cu latul mai mult, am avut impresia că lovește acel balon. George Dragomir pentru acest jucător care n-a reușit să marcheze pentru FC Botoșani.